Conform unui proiect al Ministerului Mediului și Pădurilor demarat din 2008, edilii din mai multe localități din țară trebuie să ia măsuri pentru a opri poluarea apei din sol cu nitrați proveniți din gunoiul de grajd. 36 de comune din Mehedinți sunt considerate vulnerabile la acest tip de poluare, așa că autoritățile trebuie să construiască platforme pentru depozitarea bălegarului. Aceasta se poate realiza prin realizarea unor platforme de colectare a gunoiului de grajd, fie la nivelul comunei, prin accesarea unor programe și proiecte finanțate în special din bani europeni, sperăm, și sau prin realizarea unor platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd de către fiecare fermier. Primăriile au primit un plan de măsuri de la Direcția de Agricultură, numai că până acum doar Gârla Mare a reușit să construiască o astfel de platformă. În restul cazurilor totul a rămas la nivel de hârtie. Oamenii din sate nici nu știu despre ce este vorba și își depozitează în continuare dejecțiile de la animale în gospodărie și apoi pe câmp în orice moment al anului. Gunoiul de grajd îl pun aici și de aici îl iau și îl depozitez la câmp. Puneam asta, locurile de muncă. Cam când depozitați gunoiul de grajd la câmp? Când îl duceți acolo? Când se poate, câte o remorcă, îl duc. A venit cineva de la primărie să vă vorbească despre această măsură? Nu. Nu. Și atunci unde ați auzit de ea? Am auzit prin satul meu. Băi, trebuie să punem colo, 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 dar nu ia nimeni nicio măsură. Realizarea platformelor pentru depozitarea gunoiului de grajd este neapărat necesară, mai ales în zonele precum Ergevița, acolo unde au existat foarte multe cazuri de îmbolnăviri. Poluarea apei cu nitrați poate provoca boli grave de rinichi și îi afectează mai ales pe copii. Ergevița este cunoscută pentru numeroasele cazuri de nefropatie endemică balcanică, însă conducerea primăriei comunei Șimian continuă să stea cu mâinile în sân, chiar dacă zona este una de risc foarte mare. În afară de documente nu putem face nimic, domnișoară. Din ce cauza? Păi ce am putea vă? Dați-mi dumneavoastră o soluție. Nu s-a aprobat până acum nimic. Cel puțin la noi n-au ajuns. La Gârla Mare s-a realizat în câțiva ani. Eu am 2 luni și jumătate de când sunt primar. Echipamentele tehnice pentru realizarea platformelor pentru gunoiul de grajd trebuiau să sosească în Mehedinți până la 15 iunie. Proiectul Ministerului Mediului are o finanțare de 50 de milioane de euro, bani rambursabili de la Banca Mondială și un ajutor financiar nerambursabil de 5,5 milioane de dolari de la Fondul Global de Mediu. Autoritățile locale trebuie să suporte și ele o cofinanțare de 5% din valoare.